Uitați de ce nu se fac evenimente în Timișoara, pentru că este ora 12 și 20 de minute și avem foarte mulți invitați, neașteptați. Uitați. De asta nu se fac evenimente în Timișoara, ca să știți toți. O petrecere din Timișoara la care cânta manelistul Țancă Uraganu a fost spartă de polițiști. În mijlocul petrecerii, când cei peste 200 de invitați dansau pe ritmurile balcanice ale manelistului, tăcerea s-a lăsat la intrarea în local a oamenilor legii. Revoltați, atât patronul localului cât și zeci de fani a lui Țancă Uraganu au făcut publice imaginile pe rețelele de socializare. Evenimentele în Timișoara nu se fac pentru că avem musafiri și ne opresc muzica și nu lasă oamenii să se distreze. Faceți toată lumea story-uri, intrați pe live-uri, distribuiți. Ia uitați-vă ce frumos. Așa se fac evenimentele în Timișoara, capitală culturală. Oamenii legii au avut în noaptea cu pricina o acțiune pentru verificarea legalității funcționării mai multor localuri, baruri și cluburi din Timișoara, printre care s-a numărat și localul unde concerta celebrul manelist. Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, spun polițiștii.